acestor creștă, sala gheale s-a făcut discriminatoriu, personalul muncitor a beneficiat doar de banii de avans, iar personalul TESA nu i-a fost achitat de niciunul din aceste creșturi. Gradul de nemulțumire în cândul tuturor angajaților sub sale electrice sale de vreo este foarte important. Aceștia au transmis că dacă conducerea nu va achita în cursul zilei de marți toate creșturile salariale, așa cum sunt specificate în CCN, nu vor mai intra la serviciu începând de miercuri, 3 aprilie, ora 7. Sindicaliștii susțin că dacă astfel de probleme vor exista și în viitor, se vor acesta cu Consiliul Național pentru combaterea discriminării, considerând discriminatorie măsura de a plăti doar o parte dintre salariați. Reprezentanții celorlalți sindicat din cadrul termocentralei, în care sunt care au solicitat planurile de salvare a complexului energetic Hunedoara. Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului a avut loc în fiecare an încă din 9 septembrie 1989. Adoptarea datei de 2 aprilie a venit ca urmare prevalenței în fizionare și ridicate autismului la copii, aspecte vizibile în multiple regiuni ale lumii. Și nu au fost nicio televiziune. Campaniei Internaționale de Conștientizare a Autismului, iar puzzle-ul reflectă misterul și complexitatea autismului. Culorile și formele variate reprezintă diversitatea oamenilor și a familiilor care se confruntă cu această afecțiune. Autismul este o tulburare de dezvoltare de origine neurobiologică și este considerată drept una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice ale copilăriei. De asemenea, afecțiunea se poate vindeca aplicând o intervenție timpurie intensivă, înainte de vârsta de 4 ani, intervenție ce poate ajunge la aproximativ 40 de ore pe săptămână, 8 ore pe zi, astfel că 47% dintre copii ar putea duce o viață independentă. Scopul campaniei din acest an este acela de conștientizare și informare cu profesioniștilor din sănătate, dar și a posibilităților de diagnosticare, tratament și cu privire la realizarea de plină a drepturilor persoanelor cu autism. În România există aproximativ 30.000 de persoane care suferă de tulburări din spectrul autist, iar la nivelul județului Hunedoara s-au înregistrat în 2018 20 de cazuri noi la copii cu vârste între 0-18 ani și 5 cazuri la persoane cu vârsta peste 18 ani. Prin urmare, a creșterea zilei internaționale de conștientizare autismului în județul Hunedoara se va desfășura între 2-9 aprilie în mai multe localități din județ, prilej cu care se vor celebra și campaniile Ziua Mondială a Sănătății, Ziua Internațională a Bolii Parkinson și Stilul de Viață Sănătos, o terapie la îndemâna tuturor. Jandarmeria Română va aniversa 100 de ani de activitate în județul Hunedoara și a temporat ca acest moment, jandarmii hunedoreni au plantat 100 de coruni. În armați cu stafete lopeți, o parte dintre jandarmi au luat pasta de dealul satului Ocolișului din comuna Orișteana de Sus, iar corunii plantate au simbolizat 100 IJJHD de ceva. Acțiunea a fost susținută cu sprijinul direcției civice Hunedoara cu postarele publice Ilia și Drăgășteni. Viziteze o expoziție inedită la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Este vorba despre o perspectivă vizuală a civilizației dacice din munții Orăștiei. Piesele din vitrine, materialele ilustrative, precum și aplicațiile digitale vor oferi vizitatorilor o experiență nouă care sugerează ideea caracterului cosmopolit al societății dacice în ajunul cuceririi romane. Eu nu pot să se pun un lemn dacă scot limba. Da? Nu pot să pun un lemn aici numai dacă scot limba. Foarte bine, bine. Bine. Cine mai vădează? Mai stătea cineva când lucra ceva, da? Știi ce? Știu. Cine a fost? Da. Unde ți-i căzut ăla? Pe de ce? Da, dar am zis ce-i cu el. Ăsta? Da, dar e lipit cu totul. Mi-ai dat mixerul, iubi. Da. Foarte proastă, că nu văd eu. Nu vii? O să văd de acum încolo. Dincolo.
tot pe lângă o plasă cu sticle. Ai grijă, nu sticle, altceva. Borcane. Nu vezi, nu știi. Ți-o zis pe mașină. Nu, pentru că ai spus tu cu gura ta că dacă ești atent în altă parte, nu mai știi ce faci. Dar lasă că Leo le mânc. Dar să-ți fie rușine.
Eu cu tata le-am luat. Că tata mi-a dat jos pe zilele. N-a treabă. Le pic pe viață. Nu, mersi. Nu o să duc am dat aici, ca până o pun acolo. Una, apropo de o chestie interesantă. Copiii care sunt cu note mici vor fi băgați în programul cu ore suplimentare ca să se zice la asta. Obligator. Deci nu că nu vreau să nu știu. Ai note mici, vei fi băgați în programul obligatoriu de ore suplimentare. Ai o ziua? O știe. Eu n-am note mici. Ce? N-am note mici. Mai ce nici măcar nu se dau notă, las că e bine. Nu te mai nu! Și astăzi ai zis că te duci la căsătorie și nu te duci. Păi ce mici păi nu, nu ne-am dus. Dar așa au zis domnul, dar pe nu ne mai duc. Nu are problemă. Nu. Păi că acum când tot cu studia te vă doamne. Vreau să mă adeți o stovia. Da, dar ai zis că din mai adeți examen. Nu, dă din mașina de cursul tău. Păi da, la mașina de cursul nu știi să faceți nimic, mă, eu n-am mai auzit așa ceva în viața. Nu va da, mă, așa a zis domnul. Eu trebuie să vorbesc cu careva de la școală, nu m-am supărat de nu știu cine a inventat șirul la mașinăria asta. Nu știu. Este infim. Eu detest pirul aparatul ăla, că e atât de greu. Da, mă trebuie cum e de la Maria. Deloc. Nu, dar îți plăcute și avea. Și la Maria nu m-am forțat de atât doar cu totul. Bea încărca în boxa când eram acolo. Boxa ca boxa, da, te vei până. Foarte greu. În orice caz îmi plăcea ce avea mare ideea aia. A văzut ce ideea? Măcar aveam baza că nu, nimeni nu vrea telefonul. Am ascuns cu prosopul că se încărca. De aveam atunci cubotul care nu a mai venit deloc. Dar chiar cubotul chiar nu a mai venit de mult loc. Dar ce o trebuie? Îl cazează acolo, hotelul. Oh, ce se m-a folosat. Bai verde, bani în verde.
Opa, scuze-mă, te-am zis așa cum te-am zis. Știu. I love you. Ce mai urbano? Nu știu ce mașina a primit. Dar să scade reclamă. Ce am primit. Wow! Un autobuz super frumos. Asta îmi place. Este asta e Mercedes Connector. Ce bine că am reușit să scap de ploaie. Cam dezactivat ploaia pe urmă. Wow! Deci îmi place autobuzul ăsta. Să prezentăm. Tot că sunt de la conector ăsta. Da, auzi. Îmi place motorul.
ce? Domnișoara, îmi dă în casă, mă, să fac încă, în chiar așa cum e. Serios, așa departe. Cum ești așa de așa? Ce-am făcut cu părătitea mea? Ești afară. Am autobuzul ăsta merge de să conect-o mami. Și cam asta este treaba.